Soțiorul cu fetița, cu scumpanii Andra. Hotelul Pliska, din nisipurile de aur, Bulgaria. Aceasta este piscina exterioară. Terasa, hotelul. Șezlonguri. Nu și aici a spus. Iar aici avem jacuzzi cu piscina interioară. Ok. Acum e dimineață. Ne pregătim să mâncăm micul dejun. Și ia să vedem ce avem noi aici. Cereale, fulgi, musli. Salamuri, cașcaval, brânză, ochiuri, omletă, crembuș, cărnaț, iaurt, unt, gemuri, două feluri, salată, roșii, castraveți. E un hotel ok, liniștit, aproape de plajă, de mare. Și cineva se distrează de minune. Soțul cu fetița, Andra, cu scumpa mea, se bălăcesc în apă. Eu acum am ieșit, stau nițel să mă bronzez. Apoi plecăm la mare. Aceasta este piscina interioară. Iar aici un jacuzzi fierbinte. Sunt foarte mulți români, majoritatea români. E a doua oară că venim la acest hotel și unde ne-am simțit bine. Jacuzzi, mă relaxez.
pachetul. Andra. Nu pot sta mult în jacuzzi, așa că, bineînțeles, am ieșit și stau nițel să mă bronzez. Și, bineînțeles, să vă arăt și vouă peisajul de aici. Hello! Unde e Andra? Nu e Andra? E sub apă. Sunt persoane de toate vârstele. Andra nu se mai satură de scufundări. Andra! Aici e piscina mai mică pentru copii și este apa mai caldă. Acum am terminat masa de seară, iar acum stăm la un pahar de fiecare ce dorește. Și privim pescărușii, avem musafiri. Andra se apropie de ei. În aproape de unul, da, zboară. Aici e de la balcon, se vede marea, 300 de metri până la mare.